Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, găzduiește expoziția de carte veche, rară și bibliofilă, intitulată Cartea veche, întipărirea unor generații. Au fost selectate 28 de cărți vechi, rare și bibliofile, străine și transilvanene, imprimate în secolele 16-19, de pe care au fost extrase însemnele de proprietate și notele de mână. Expoziția se dorește a fi un omagiu adus patrimoniului bibliofil pe care Muzeul Civilizației Dacice și Romane îl deține și totodată un omagiu adus cititorilor hunedoreni, pentru că toate cărțile care sunt expuse în această nouă expoziție au aparținut unor cititori hunedoreni. Am selectat în acest sens 28 de cărți. Cea mai veche este din secolul al XVI-lea și cea mai nouă, să-i spunem, este din secolul al XIX-lea. Ele au fost imprimate în imprimerii din vestul Europei, din centrul, dar și din Transilvania și aș aminti Basel, Augsburg, Dresda, Leipzig, Târnava sau Cluj. Unul dintre cele mai vechi volume este din anul 1542. Este o carte a lui Plutarh și descrie două personalități în paralel, una din civilizația greacă și una din civilizația romană. Se face un scurt comentariu asupra vieții fiecăruia și activității fiecăruia și apoi se fac comparații și o concluzie care ar fi fost mai, valoros. Între proprietarii cărților se regăsesc persoane din medii diverse, precum funcționari în administrația Comitatului Hunedoara, profesori, preoți, învățători, medici, arhitecți și membri ai unor familii nobiliare hunedorene. Este vorba despre Nicolae Mihălțeanu, protopopul Zarandului, cel care a și rostit discursul funebru la căpătâiul lui Avram Iancu, despre un intelectual născut în Gura Sada, Ioanichie Olariu, de la care avem peste 100 de cărți în biblioteca noastră, sau medicul Comitatului Hunedoara, Iosif Șpanic, cel care a fost medic și militar. De la acest proprietar s-au păstrat aproximativ 10 cărți, dar și nume de membri ai familiilor nobiliare din județul Hunedoara și menționez Nopcea, Chendere și Chendefi Borcioi sau Lucaș de Densuș. Chiar din prima zi, zeci de vizitatori și-au arătat interesul pentru cărțile vechi scoase la lumină, acum, de către specialiștii muzeului de la poalele cetății. Expoziția poate fi admirată până în data de 15 august, conform programului de vizitare al muzeului.